Haide, Anisica! Haide! Hai, cum ți-am arătat? Bate-te așa, ca să te înveți. Uite așa, bate. Cât doare de tare? Doar când bagă acul, pe nu mai doare. Deloc. Ai emoții. Iar sunt genul. Iar trebuie să uite fix acolo. Doar când încep. Păi să nu te miști de acolo. Asta a fost tot. Nu doare mai mult. A gărezit. Păi râs sau plângi, că nu înțeleg. Uite, o să te filmez să vezi cât ești de curajoasă, mami. O să te vezi apoi pe tine și o să zici, nu eu, m-am uitat eu la acolo. Mami, băi, nu înțeleg că faci gimnastă, cântăreață sau doctoră, ce te faci? Sau gimnastă? Era a fost o zi minunată. M-am cântat la mică mea la pian și chiar am făcut un duet cu sora mea. Astăzi am fost la nanițe. Eram foarte curajoasă. Am fost foarte curajoasă și acum merg la cant. Și am fost cu bicicletă. Asta da aventură, nu-i așa? Asta face Albina polen. Albina merge să culeagă polenul. De acolo, din flori, da. Da? Am plecat cu bicicleta. Mergem la Canto. Pe bicicleta, așa se merge la Canto. Wow, o aventură! Sincer, am avut emoții cum să merg eu cu ele două, cu bicicletele prin Bucureștiul ăsta, care nu este deloc prietenos cu bicicletele. Dar facem mai mult decât cu mașina. Ce să facem? Vine mașina! Hai, Ane! Să luăm mititei de
la grădi și avem un cargo bun. Cu bicicletă? Îngerilor! Închide, mami, închide, mami. Hai! Ana, ești pregătită? Da! Așa am plecat noi frumos spre casă. Cu Ana pe bicicleta ei și cu îngerii în cargo. Să pornim! Termină primul ei caiet de mate mare. E chiar gros. Și Ana lucrează cu spor aici. Nu pot vorbi. Thank you.